Domnule Ghinea, bine ați venit la Hot News și Startup Cafe. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine ambele perspective și cea de europarlamentar, pentru că ați fost europarlamentar chiar în actuala legislatură care s-a ocupat de negocieri pe acest mecanism și de, evident, de ministru și actual ministru și ați mai avut și un mandat înainte în guvernarea Cioloș. Și vreau să vă întreb în momentul de față, ce vrea Uniunea Europeană, ce vrea România de la acest plan și de la acest mecanism și ce vrea Uniunea Europeană de la noi și cum am putea să utilizăm și când am putea să utilizăm acești bani cât mai repede și cât mai bine? Păi, din perspectiva Bruxelles, care este de fapt perspectiva Comisie plus Consiliu, Consiliu însemnând punctul de consens între statele nordice, statele sudice, statele estice. În perspectiva asta sunt trei mari aspecte ale facilității de reziliență și reformă, cum se numește ea la nivel european. Prima, reforme. Criza COVID ne-a prins, nu numai pe noi România, dar și alte state, ne-a prins cu reforme tărăgănate de ani de zile. Da, cel mai bine se vede în recomandările de țară ale Comisiei Europene. Aceste recomandări de țară sunt făcute în cadrul semestrului european de mai mulți ani și, să fim sinceri, și noi, dar și alte țări cam ignorau. Adică, dacă vă uitați la recomandările de țară pentru Italia sau pentru Franța sau pentru Spania, vedeți acolo, domnule, aveți probleme structurale cu piața muncii, aveți probleme structurale cu pensiile, aveți probleme structurale cu justiția. Și Comisia le scria și țările luau acte de ele, se considerau informate și cam aia era. Și ăsta este momentul în care Comisia va veni și va spune dacă acum când punem pe masă o grămadă de bani nu se fac reforme, nu se va mai face niciodată. Deci asta este perspectiva reforme. A doua este perspectiva Green Deal. Da? FRR, PNR, hai să spunem PNR, da, să fie clar că mă refer la nivel european, dar așa s-a încetățenit deja în România, înseamnă, de fapt, sursă de finanțare pentru Green Deal. Și trei, înseamnă transformare digitală. Deci, de fapt, din perspectiva Bruxelles, să spunem așa, PNRR înseamnă șansa de reformă și pariul pe viitor. Din perspectiva România, și aici este o postură tragică, zice domnul Zamfir, pentru că suntem o țară care nu are autostradă peste Carpați, suntem o țară care are încă școli cu toalete în curte, suntem o țară în care 40% din populație are acces la gaz, adică la modernitate de secol, început de secol 20, de fapt, este asta. În condițiile în care noi ne lăudăm că avem rezerve de gaz. Păi asta zic. Ungaria are 90% din populație conectată la rețeaua de gaze. Păi bun, și asta este, până la urmă, destinul nostru de țară care de 200 de ani încearcă să se europenizeze și o carte care trebuie să ne bântuie existența este asta lui Bogdan Murgescu, publicată acum câțiva ani. Știu că am făcut pentru Hot News o recenzie. Istoria decalajelor la asta. Da, România și Europa în ultimii 500 de ani nu s-a schimbat foarte mult. Deși ar fi trebuit ca după două bugete europene să avem autostradă peste Carpați, ar fi trebuit ca după două bugete europene să nu mai avem școli cu toalete în curte. Da? Și eu înțeleg perfect această dualitate a noastră și doar atât însemnând că țara fără autostrăzi și cu toalete în curte trebuie acum să ia o decizie dacă pariază pe digital, dacă pariază pe verde, dacă pariază pe niște industrie ale viitorului și dacă reușește să-și facă curățenie în sensul de a finanța niște reforme structurale de care avem nevoie. Asta este, până la urmă, diferența între așteptări și îmi văd misiunea mea ca fost europarlamentar, ca actual ministru, încercând să împac aceste perspective. Și sunt un om moderat pe modul în care mă raportez la fiecare dintre ele. Practic, uite, am adus, ca să dau colegului Voiculescu astăzi, o notă pe
proiectele pentru spitale. Acest minister a scos, a pus foarte mulți bani la dispoziție pentru criza COVID, cam pentru toate nevoile. Și asta este și motivul pentru care programele operaționale sunt cam bulversate în momentul ăsta. Pentru că ceea ce trebuia să fie închiderea normală a programelor până în 2023, și nu prea vorbim despre asta, trebuie să spunem foarte clar, programele operaționale 2014-2020, din care putem trage bani până în 2023, sunt toate în supracontractare în momentul ăsta și sunt bulversate în sensul în care trebuie să le schimbăm, adică ele nu mai pot atinge obiectivele inițiale în condițiile în care le-am luat banii. Da? Le-ați luat banii pentru măsurile de pandemie, da? Pentru măsurile de pandemie, nu critic asta, Doamne ferește, zic că au fost măsuri, dar în același timp nu putem să spunem că vom face în continuare aceleași lucruri cu banii pe care i-am luat de acolo, ca să fie foarte clar, adică din POC-ul de pildă s-au luat bani pentru a se plăti la nivel de 250 de milioane, am aici cifrele exacte, pentru șomajul tehnic. 100 și ceva de milioane de euro pentru sporul de risc pentru cadrele medicale implicate în COVID. Au fost necesități absolute. Din POIM, din nou, s-au lansat apeluri pentru refacerea rapidă a spitalelor. Și aici revin la ce voiam să vă zic. Sunt 111 proiecte de spitale deja semnate. Sunt 174 de proiecte în evaluare. Cam astea sunt ele. Și mă uit pe ele. Este și spitale și școli. Este o radiografie a nevoilor reale ale acestei țări. Da? Comuna Slatina, Comuna Găgești, Comuna Tăuteu, orașul Săveni, Comuna Sânt Andrei. Acelea sunt reabilitări, bănuiesc, nu? Sunt reabilitări de clădiri. Da. Spitalul Municipal Curtea de Argeș. Și mai departe, astea sunt nevoile. Oamenii ăștia au zis, domne, sunt niște bani la dispoziție, starea spitalelor este proastă, haide să le facem acum. Da, problema e că și nu o oportunitate, nu numai o... oportunitate, dar nu vor fi bani de toate. În același timp vine presiunea, în același timp s-au fost bani pentru spitale modulare, care au fost parțial utilizați. O să am întâlnire cu domnul Raed Arafat chiar astăzi, să văd ce nevoie mai are acolo. Evident că vor fi unele făcute, pentru că oricum avem nevoie de spitale modulare pentru crize. Doamne ferește, se întâmple ceva, deci nu e doar pentru COVID, dar poate nu mai e nevoie la nivelul ăla de anul trecut, când a fost proiectat pentru așteptări foarte, foarte urâte. Acum, noua urgență este vaccinarea. E nevoie de, după estimări, peste 200 de milioane de euro pentru plata cadrelor medicale implicate în a doua etapă de vaccinare. Știți scandalul cu cine plătește pentru cheltuielile primăriilor și inevitabil când este vorba despre cine plătește, lumea se uită la fonduri europene. Una peste alta, am făcut o analiză, am prezentat-o chiar guvernului, ce cheltuieli au fost făcute și care sunt posibilitățile. Este acest mecanism REACT-EU al Uniunii Europene, prin care putem completa înapoi niște sume deja luate de la programele operaționale, dar nu ajung. De fapt, asta este dilema în care ne aflăm acum. A împăca nevoile urgente și necesare ale unei țări care, repet, are nevoie de traversa Carpații cu autostrăzi și WC-uri în curte, cu criza, cu cheltuieli legate de criză și, pe de altă parte, cu pariuri pentru viitor. Din fericire sunt destul de mulți bani, dar nu sunt pe masă la modul luați-i oricum, în orice condiții și rapid. Vă referiți la mecanismul de reziliență? Acum mă refer la mecanismul de reziliență și aș vrea ca oamenii să înțeleagă, mai ales cei care au așteptări din autoritățile locale. Și vreau să fie mesajul foarte clar, că nu prea li s-a spus direct chestia asta până acum. Condițiile din PNRR sunt de fapt o mai dure ca timp și ca mecanism de implementare decât condițiile din programele operaționale. Păi cum așa? Că e un mecanism de urgență. Trebuie. Păi mecanism de urgență, tocmai de asta. Până în 2026 proiectul trebuie să fie gata. Știți dumneavoastră proiecte de mari infrastructură în România gata în 6 ani? Gata în sensul de inclusiv proiectarea. Proiectarea în sine durează 3-4 ani.
pentru autostrăzi, pentru... Deci, la PNRR, și ca să fie foarte clar, să intrăm direct în substanță, proiectele trebuie să fie mature ca să începem construcția anul ăsta sau maxim anul viitor, ca să fie gata în 2026. Dacă nu se întâmplă asta, le lăsăm pentru programele operaționale care vor putea trage bani până în 2029. Da, da, pierdem banii din PNRR. Nu pierdem banii, dăm pentru altceva. Asta puțin că nu suntem în situația în care pierdem bani. Suntem în situația în care trebuie să facem o trecere în revista proiectelor. Evident că sunt mai multe proiecte decât bani, sau nu, sunt mai multe idei de proiecte decât bani. Acum trebuie să facem această trecere în revistă să vedem câte idei pot deveni rapid proiecte mature, dacă nu sunt deja și preferabil să fie proiecte mature. Asta o să cer împreună cu Alexandru Nazare ministerilor să ne facă această evaluare a proiectelor pe care le au, cât de mature sunt, și apoi să luăm decizii. 2. Repet ideea, PNRR nu trebuie să fie doar despre proiecte de investiții, trebuie să fie și despre reforme. Reforme însemnând doar că le trecem în revistă la începutul documentului, ci punem și bani pentru ele. Și aici trebuie să ne uităm și la alte țări care au aprobat și ele, au diverse capitole din planurile lor. Discuția s-a duce în toate țările, să știți. Italia, de pildă, care are o sumă imensă din echivalentul PNRR, de pildă au pus acolo, e foarte interesant, au pus pentru reforma justiției. În Italia este un uriaș blocaj la nivel de justiție și ei vor să angajeze oameni temporar în justiție ca să rezolve cazurile din urmă. De pildă. Noi am spus, am dat deja exemplu cu VMI-ul, cu venitul minim de incluziune, care ar trebui să... Este o reformă socială profundă care ar trebui finanțată de aici. Și la Comisie, să știți, există înțelegeri diferite a modul în care se pot finanța reformele. Pentru că, pe de o parte, la nivelul politic din Comisie s-a spus trebuie să băgați recomandările de țară, și pe de altă parte, la nivelul tehnic din Comisie spune, dar nu puteți să acoperiți cheltuieli recurente. Astea sunt două mesaje care se bat cap în cap și va trebui să le lămurim, inclusiv la nivel politic. Eu nu sunt genul care mă timoresc că spune Comisia ceva. Dacă Comisia spune ceva, vreau să văd care este baza pe regulament și dacă nu mă înțeleg la nivel tehnic, mă duc la nivel politic, ca să fie foarte, foarte clar. Suntem în fața unui experiment. Nimeni nu a mai făcut chestia asta. Însă revin la condiții de proiecte. Deci ca timp de implementare, proiectele din PNRR au un regim mult, incomparabil mai dur decât programele operaționale. Unul, pentru că sunt până în 2026 terminate și nu este nicio fază, nicio variantă de fazare. Când ai ce să mai fazezi, nu va mai fi un alt PNRR după 2026. Pe când la programele operaționale ai mai mult timp, 3 ani în plus, plus veșnica posibilitate de fazare. Adică eu vreau să fim foarte atenți. Odată pus un proiect în PNRR, e bun pus. Adică el trebuie finalizat în PNRR, nu poți să-l mai fazezi. Aia zic. Aia zic, da? Deci ar fi o situație tragică în care ne batem să punem ceva acolo, după care nu putem să-l terminăm. Și va trebui după aia să mergem la anul, sau la peste 2 ani, sau peste 3 ani, că se va face un review anual în fiecare an. De fapt, de două ori pe an, va fi un fel de review de al proiectului, necesar eu sunt. Și după aia, după ce ne batem acum să le băgăm, după aia ne batem să le scoatem. Da. Și Comisia poate să zică nu și la băgare și la scoatere. Poate să zică Comisia, băi, ați insistat pentru chestia asta, atunci... Atunci da? Ar trebui poate să mergem mai puțin pe proiecte mari de anvergură, care să dureze mult, și să mergem mai degrabă pe proiecte mai mici. Proiecte mari de anvergură, dacă sunt deja mature. Da. Asta zic. Primul pas pe care trebuie să-l facem în a lămuri, că nu trebuie să ne batem pe niște sume care sunt fictive, trebuie să ne batem pentru proiecte care există. Și ăsta este îndemnul meu către primari, către ministere, către toată lumea. Și asta va fi primul lucru de la care trebuie să plecăm în a defini ce înseamnă alocarea financiară. Nu ne vom bate pentru procente, pentru X% pe domeniul ăla, X% pentru domeniul celălalt. Ne vom bate pentru proiecte, pentru includerea lor acolo. Nu vă ascund că am început dialogul la nivel informal cu Comisia. Putem da asta doar dacă va fi
o situație disperată și pentru că altfel răspunsul este nu. Întrebarea este, putem sparge proiectele în milestone parțiale? Pentru că asta e altă mare diferență care voiam să vă spun. În programele operaționale noi trimitem la comisie facturi. Da? Am făcut 50 de km de autostradă, asta este factura, dați-ne banii înapoi. Asta este mecanismul de rambursare. În PNRR nu este așa. Ei spun, stabiliți-vă un milestone. O bornă, așa că nu vine în română. Da? O bornă. Când o faceți pe aia, vă dăm banii pe ea. Da? Atunci, modul în care stabilești borna asta devine extraordinar de important și este la undeva între combinația între știință și artă. Da? Putem să punem borne pe bucăți de proiect? Răspunsul deocamdată este nu. Vor fi mai multe țări în situația României care vor cere asta? Se va schimba? Se va lua o altă decizie la nivel de consiliu, la nivel politic? Toate astea sunt discuții încă deschise, pe care trebuie să le lămurim și vreau ca România să fie în avangarda statelor care merg să lămurească problemele astea. Nu vreau să stăm pur și simplu să ne trezim cu decizii peste un an, doi, care ne afectează foarte mult. Trebuie să fie niște discuții acum, în primăvara asta, și în funcție de ele să băgăm sau să nu băgăm proiecte în PNR. Este foarte, de acel foarte PMI simplu. Venit minim. Și mai este, ceva, scuzați-mă, mai este și ultima idee. Cehia a decis să aibă un regim simplificat, au dat lege, un regim simplificat de achiziții publice special pentru PNRR-ul lor. Au zis, domnule, noi nu putem să stăm 2 ani în contestații și asta este o problemă care ne omoară noi pe fonduri europene. Știți foarte bine. Și nu vorbim mai mare de infrastructură. Am aflat acum șocat că avem întârzieri uriașe la proiectele de cercetare, la proiectele de digitalizare. S-ar putea să ajungem în situația ridicolă de a faza proiecte de digitalizare. Adică suntem în 2020, nu vor fi gata nici măcar în 2023 și va trebui să le fazăm. Dacă intrăm pe logica asta obișnuită de achiziții și pe PNRR, atunci mai adăugăm 2-3 ani doar pe contestații. Poate trebuie să ne gândim la o simplificare a regimului achizițiilor publice dedicat acestor proiecte. Comisia va fi de acord? Nu! Nu, pentru că tot o obligație europeană pe achiziții. Este pentru noi o miză politică în care să spunem Comisiei, băi, nu puteți să ne cereți și să respectăm acest regim dur, foarte restrictiv al achizițiilor, să fie și totul gata până în 2026. Dar alte țări cum reușesc? Cum? Polonia, Ungaria, ca să spun. Păi nu, Cehia, tocmai v-am spus, Cehia au decis că vor merge așa și să așteptăm să vedem dacă Comisia vor accepta în cazul Cehiei. Dacă vor accepta în cazul Cehiei, vor accepta și în cazul României. Toate astea, și mai este încă o chestie, este de dilema asta. Dom'le, ne băgăm să avem aprobat planul între primii? Sau nu ar fi cumva mai bine să așteptăm să vedem decizii pe alte state care în mod evident creează precedente și pentru noi? Că dacă vor accepta la Italia de pildă plata de personal temporar pentru justiție, atunci putem să punem și noi niște reforme care necesită angajare temporară pe niște oameni. Nu vreau să dau exemplu acum să nu creez așteptări. Dar toate astea sunt dileme pe care le avem. Toate astea presupun un dialog, în primul rând, onest, dar și curajos cu Comisia. Nu trebuie să mai fim stat care acceptă pur și simplu decizii care sunt mai degrabă opțiuni la nivel tehnic decât bază de reglementare. Și trebuie să nu mai gândim PNRR-ul ca și cum ar fi un alt program operațional. Nu face parte din politica de coeziune a Uniunii Europene. Nu sunt bani obișnuiți europeni. Pentru ei avem 50 de miliarde. Nu înseamnă că ce nu intră în PNRR, gata, nu m-a mai fi finanțat. Dumnezeule, tot încerc să zic este asta. Vor fi 50 de miliarde din politica de coeziune pe care tot noi îi decidem anul ăsta. Haideți să vedem ceva care e propus pentru PNRR, dar care nu se poate termina până în 2020 sau care nu contribuie la ținta de verde, pe care nu e ținta lui Ghina, este ținta României, pe care avem ca obligație, atunci lăsăm pentru programele operaționale obișnuite. Poate este chiar mai bine că ai timp să-l faci așa mai departe, să-l pregătești. Ați pomenit de acel VMI. Ce înseamnă acest venit minim de incluziune și cum e situația în prezent și ce vreți să faceți cu bănuții? Haideți să vă rememorez momentul în care eu am înțeles așa
dincolo de partea teoretică pe care o știam, ce ar fi acest VMI, ce revoluție ar însemna. Eram acum mai mulți ani în comuna Budila din județul Brașov. Comuna Budila este o comună foarte frumoasă, de altfel are un conac medieval care e primăria și are și o comunitate de romi foarte săracă. La marginea comunei, cocioabe, mii de oameni. Era un om acolo, făceam research social și pentru programul cu fiecare copil la grădiniță, să convingem oamenii să-și dea copiii la grădiniță, să ia acele etichete sociale cu organizația, cu ONG-ul Ovidiu Ro. Și discutam cu un om pe care îl chema Nelu și avea următorul calcul de viață. Un om foarte harnic, de altfel, care avea o casă de cărămidă, ceea ce pentru comunitatea aia avea casă de cărămidă și cal și căruță. Și era peste media acelei comunități. Și muncise la Spații Verzi la Brașov și pe vremea aia salariul minim era undeva la 800 de lei. Și mi-a spus, domnul, dacă mă duc să muncesc, n-avea 8 clase terminate, deci nu putea să creadă că ar putea să ia un job oficial cu mai mult de 800 de lei. Și a zis, dacă mă duc la Brașov, dau bani pe microbuz, mă întorc acasă, copilul vrea ciocolată, ceva, mă costă sandwich-ul ca să-l iau să mănânc acolo. Dacă stau aici acasă, am grijă de copii, îi văd, mai car prin sat ceva cu calul și cu căruța, mai arpă la vecini, mai fur lemnă din pădure, da? Plus alocația de familie și ajutorul social, una peste alta mi este mai bine, pentru că dacă mă duc să muncesc la Spații Verzi, pierd alocația de suport familial și ajutorul social. Și atunci a fost, adică, toate miturile astea cu oamenii sărași care nu vor să muncească, așa mai departe, a zis, wow! Și tot dau acest exemplu pentru că este foarte clar de ce statul român i-a creat lui Nelu o dilemă de-asta aberantă. Când salariile sunt foarte mici la nivelul ăla de pregătire, devine rațional să nu mai încerci să muncești, să faci altceva, să muncești la negru, la o economie informală, cum ziceam. Și atunci VMI-ul vine și spune, statul vine și spune, băi Nelu, caută-ți job și îți mai las jumate din ajutorul social și pe măsură ce îți crește salariul, ți-l tai. Astfel încât tu să ai un stimulent foarte clar de a munci, la care ai și asigurare medicală, ai și pensie, că avem o bombă socială în România, cât de mulți oameni nu au niciun fel de salariu, nu au niciun fel de pensie, niciun fel de asigurare medicală. Asta este VMI. Deci VMI, eu încerc să simplific. VMI este o reformă lucrată mulți ani de zile pe banii statului român cu Banca Mondială. Am găsit legea în 2016, stătea pe însertare la Ministerul Muncii. Am trimis-o în Parlament. L-am rugat pe domnul Zgonea, era președintele Camerei Deputaților, să o bage pe ordinea de zi și a băgat-o. Era în prima parte a anului 2016, când încă tehnocrații nu se certaseră cu PSD-iști. Da. Și este lege votată în unanimitate, cred, n-a protestat nimeni, toată lumea a fost de acord, de către Parlamentul României, în 2016. Și de atunci, ZACN aplicată, ceea ce este o tâmpenie. Și din două motive, practic. Unul, că nu există sistem informatic, pentru că practic tu ar trebui să înlocuiești sistemele actuale care au 3 ajutoare sociale. Asta e altă chestie, ajutor. Nu se știe. Deci oamenii sărași în momentul ăsta primesc 3 feluri de ajutoare sociale. O parte pe alocația pentru sprijin familial, o parte pe venitul minim garantat și mai sunt alea de încălzire și oarecum pe temporare. Toate astea trebuie un sistem informatic unic care să țină evidența pentru fiecare familie de genul celui al lui Nelu. Și nu este sistemul informatic. Deci nici nu s-a apucat nimeni să-l facă, ca să fim. Și fiecare an, guvernele României dau câte un OUG, inclusiv noi. Să prorogați mereu, inclusiv să prorogăm intrarea în vigoare. De ce facem asta? Și mai este un șoc bugetar temporar pe care nimeni nu știe exact. Este o evaluare făcută de Ministerul Muncii atunci în 2016. Eu cred că va fi mai mic decât ne temem, pentru că gândiți-vă, el pleacă de la ideea că oamenii care primesc actuale ajutoare sociale, tot aceiași oameni le vor primi și după ce intră în vigoare legea. Dar de facto,
de facto, prezumția este că foarte mulți își vor căuta de lucru și atunci scade numărul celor care primesc ajutoare sociale și crește numărul celor care plătesc impozit la stat pentru că au salariu. Deci temerea aceasta exprimată și, de mulți antreprenori. Și ca să fac legătura dintre PNRR și VMI, în mod, și este în programul de guvernare, am stat și am negociat pe VMI la nivel de președinți de partid. Deci negocierile de la Vila Lac pe programul de guvernare, știu că dumneavoastră presa v-ați concentrat pe ce minister ia fiecare, dar am stat chiar pe conținutul de policy, de politici publice, multe ore și compromisul la nivel de lider de partid, Dacian Cioloș, Dan Barna, Ludovic Orban, Kelemen Hunor, cu echipele lor, a fost căutăm să finanțăm din PNRR VMI-ul, dacă reușim, îl începem imediat, dacă nu, facem spațiu bugetar din bani național în 2021. Este o reformă la care țin și pe care este foarte importantă. Și noi ținem USR Plus, este angajamentul nostru din campanie electorală. Nu? Să plătim din buget, dar să găsim spațiu, nu poți anul ăsta. Adică anul ăsta suntem în pioneze cu spațiul bugetar, după cum foarte bine Dar ca știți. Principiu, ziceți că antreprenorii n-ar trebui să se teamă, pentru că mereu e obiecția aceasta din partea mediului de afaceri. Dom'le, oamenii nu vin la muncă pentru că oricum au asigurat un ajutor social și preferă să nu mai muncească. Pe când, dacă spuneți că dacă se introduce acest mecanism al VMI, poate fi ca o subvenție pentru locurile de muncă VMI. Da, de fapt, asta devine. Acum, știți cum este? Inclusiv mama mea se plânge că nu găsește oameni să o ajute la sapă. Și acum, răspunsul la... Problema există. Răspunsul la întrebarea de ce e mult mai complicat. S-au scris cărți, teze de doctorat pe subiectul ăsta. Este o explicație, se spune, culturalistă, care spune oamenii sunt puturoși, nu vor să muncească, cu care nu sunt de acord. Eu cred că explicația este una rațională și tocmai v-am spus, vi se pare că calculul domnului Nelu este unul rațional? E absolut rațional. Păi asta zic și eu, domne, oamenii ăștia, haideți să lăsăm explicațiile culturaliste, că nu vor să muncească, că beau, că nu știu ce, să rezolvăm palea raționale, să rezolvăm domnului Nelu dilema existențială a faptului că dacă își găsește un job care este prost plătit inevitabil, pierde ajutorul social și nu-i mai convine. Este de ce să facă el asta dacă e mai bine pentru familia lui așa? După ce eliminăm factorii raționali, o să vedem dacă funcționează și explicația culturalistă, dar eu nu sunt de acord de a face, nu sunt de a face dezbatere de politici publice pe pielea oamenilor. Haideți să acționăm rațional și este absolut... bun, ca să nu mai zic, a fost recomandare de țară ani de zile de la Comisia Europeană asta cu venitul minim de incluziune. Banca Mondială a lucrat legea. Avem toate astrele aliniate să o facem. Doar că ne e frică de acest șoc momentan pe buget, pe care, repet, eu cred că va fi mult mai mic. Și ca să revin la soluție, partea de sistem informatic poate fi clar niciun fel de problemă finanțată din PNRR. Și intenționăm să o facem. Am vorbit cu Raluca Turcan să avem o evaluare ce au un minister pe partea asta de IT. Partea de șoc bugetar, nu e clar dacă e ce spuneam mai devreme. Diferența între ce spune Comisia atunci când zice vrem să finanțăm reforme și ce spune altă parte a Comisiei care spune nu se poate cu cheltuieli recurente. Și eu și noi o să le zicem, domne, hotărâți-vă. Hotărâți-vă ce vreți. Că reformele aici, în cazul ăsta, înseamnă și cheltuieli recurente. Nu înseamnă că se creează niște cheltuieli recurente, în sensul că vor rămâne statului român, dar pentru a atenua șocul bugetar, și da, atunci eu aș da din partea din PNR. Dar atenție, asta este o reformă, este exagerată de reformă structurală profundă, care vine în spiritul regulamentului european. Și am confirmat asta de la Dragoș Pâzlaru, cu care lucrez foarte aproape zilele astea, pentru a trece de la regulament la decizii. Dar până la urmă decizia e la Comisie. Odată ce Parlamentul European a negociat și a votat un regulament și decizia asta finală va fi luată acum în februarie, dar nu s-a mai schimbat textul pentru că e agreat în trialog, Comisia devine suverană pe interpretarea lui. Dragoș Pâzlaru este negociatorul din partea grupului Renew Europe. Avem o situație excepțională cu doi români care sunt coraportori pe acest regulament, nu pentru România, pentru toată Uniunea Europeană,
Și am vorbit și cu Siegfried Mureșan și cu Dragoș Pâzdaru să mă ajute. Am început cu Dragoș să discutăm punct cu punct toate aceste chestiuni și dacă se pot face proiectele și modul în care se pot finanța reformele. La fel o să mă văd, sper, săptămâna asta cu Siegfried. Invitația mea este să lucrăm, nu ca să fie prezenți, să lucrăm îndeaproape, pentru că ei știu cel mai bine ce au negociat pe regulament. Green Deal-ul, un alt subiect central al viitorului cadru financiar de fonduri europene, care europarlamentar l-ați criticat ca fiind aducător de euroscepticism în estul Europei. Ați depus și un amendament în Parlamentul European împreună cu colegul dumneavoastră Botoș. Se referea la gaze, la utilizarea gazelor în acele zone în care se va utiliza Green Deal-ul. Ce se va putea finanța în România prin Green Deal până la urmă și ce presupune acel amendament de utilizarea gazelor și cum a mai rămas cu el? Că a adus o anumită dezbatere, adică gazele sunt, utilizarea gazelor e până la urmă un element de energie verde sau nu? Păi, haideți să le luăm că sunt două momente separate. Da. Green Deal-ul. Da, am tendința de a nu fi un om care spune ce e musai popular. Dar eu cred că, statistic vorbind, din mers am dreptate în multe cazuri. Tocmai pentru că am acest... Nu caut musai confortul sau confirmarea. Când am spus că Green Deal poate să ducă la euroscepticism, Green Deal-ul nu avea sursă de finanțare. Green Deal-ul a fost așa un fel de babum comunicațional din partea Comisiei, care a venit și a spus... Gata, verde, da? Ținte, obligații, amenzi. Și logica mea a fost, păi da, nu merge așa, stai puțin. Nu poți să zici, sună pe lângă partea de PR, care sună bine. Toată lumea vrea ecologie și eu sunt ecologist și eu sufăr când văd cum arată natura în România, sufăr când văd câte multe proiecte pe deșeuri sunt împodmoite, chiar unele pe fonduri europene. Când văd că orașul ăsta este foarte poluat. Dar nu poți să vii să spui, e greșit ca abordare, ca logică, să vii să spui numai targeturi și amenzi. Pentru că nu așa funcționează Uniunea Europeană și nu așa funcționează relația dintre state. Mai ales state cum este România, care are probleme, care nu și-a finalizat modernizarea de secol 20. Că de fapt asta este cu ce începusem. Un stat care nu are autostradă peste Carpați, un stat care are 40% dintre gospodării acordate la gaze, are încă probleme de prima jumătate a secolului 20. Însă problema s-a rezolvat. PNRR-ul asta este. PNRR-ul este finanțare pentru Green Deal. Și de asta tot trebuie să înțelegem acest aspect. Noi discutăm faptul că a trecut un an între unul și altul și în dezbaterea din România a fost așa un fel de hippie pe Green Deal. După care s-a uitat de povestea aia și acum suntem pe PNRR. Sunt legate. La nivel de Uniunea Europeană, PNRR-ul a venit și a zis criză, COVID, reforme plus Green Deal. Asta este PNRR-ul. Da. Deci, din punctul meu de vedere, am avut o critică argumentată pentru că trebuie să pui și bani când pui ținte și amenzi cu amenzi și s-a rezolvat. Asta este, din punctul meu de vedere, este închis. I'm so happy. Pentru partea de gaze, este oarecum similar. Da, există o tendință în Parlamentul European, în interiorul tuturor grupurilor politice, ca să fie foarte clar, splitul dintre Est și Vest este evident și nu face bine Uniunii Europene. Amendamentul Ghinea-Botoș are mai mulți autori, între care Knotek, care e din Cehia, și așa mai departe. Deci, practic, sunt foarte multe voturi care divizează grupurile europene politice pe falia Est-Vest. Nici nu mai contează, ești de la Renew, ești de la Popular, ești de la socialiști. Eu nu cred că era normal să excludem din Just Transition Fund finanțarea pentru gaze. Atât când vorbești de partea de gospodării, dar și când vorbești de partea economică. Ce e Oltenia, de pildă, este o companie care produce electricitate din cărbuni. Cărbunele este de 2-3 ori mai poluant decât gazele. Dacă tu reușești să finanțezi, și nu zic din ce asta, nu zic în fan, că ar trebui să mă antepronunț,
Just Transition Fund, este culmea un fond pe care acum îl programez la ministerul pe care îl conduc. Deci decidem ce facem cu banii în România și nu vreau să mă antepronunț. Dar dau un exemplu teoretic. Dacă tu reușești să treci ce e Oltenia de pe cărbune pe gaz, ai automat o reducere masivă a poluării. Dar acest argument de maxim bun simț se lovește de un fel de ortodoxie. Dom'le, dacă e cu gaze, nu. Uh-huh. Eu nu accept genul ăsta de logică. Culmea este că amendamentul Ghinea-Cnotec-Botoș nu mai este acum pe masă. Deci el a fost folosit într-un mod foarte inteligent de către Cnotec, de către colegul meu, Andrei Cnotec, care a fost raportor pe subiect din partea Renew, shadow raportor, care a propus un pachet de negociere între Just Transition Fund și celălalt regulament privitor la fondul regional. Prin faptul că a renunțat la acel amendament din Just Transition Fund, a convins celelalte grupuri politice și Comisia și Consiliu să crească rata de finanțare pentru România și alte state din Est pentru gaze în regulamentul fondului regional. Deci România a trecut în categoria 1%, că avea maxim 1% pentru gaze, în categoria 1,55%. Ceea ce este mult mai bine, pentru că s-a aplicat pe toată țara, nu doar pentru alea 6 județe din Just Transition Fund. Deci, asta este un exemplu de cum poți să acționezi aliindu-te. Deci, practic, prima oară am convins majoritatea din Parlamentul European în pofida opoziției grupului ecologist, împotriva opoziției unor oameni din Renew și împotriva opoziției unor oameni din grupul socialist să accepte în Just Transition Fund, apoi în trialog am reușit să, am zis, renunțăm la asta doar dacă creștem finanțarea pentru gaze pentru România și alte state. Deci România este într-o categorie de state unde s-a crescut procentul pentru gaze, evident, dar și dacă trebuie să fim capabili să facem proiecte, acum să îi folosim. Apropo de euroscepticism, foarte mult... Atenție, nu e pentru că vreau, sunt eu fan gaze, că asta mă... Pe de o parte mă înjură unii că zic eu de autostrăzi și că... Pe de altă parte fac unii caricaturi pe mine că sunt Ghinea de la gaze. Eu sunt confortabil cu chestia asta, până la urmă sunt eficient. Mi-am propus... Eu cred că este baranca România care are 40% din gospodării la gaze să îi să zică nu poți dai bani europeni pentru gaze. Este o aberație. Noi avem un deficit. Am reușit-o și pe aia, da. Și acum o să reușesc să fie și alocarea pentru autostrăzi în PNR așa cum a propus fostul guvern și cum suntem de acord. Apropo de euroscepticism, foarte mult se plâng în Europa și de acest regulament GDPR, regulamentul acesta de protecție a datelor personale. Poate să aducă și acesta euroscepticism, acest GDPR. Vă întreb asta pentru că ați fost raportor în Parlamentul European ca europarlamentar și pentru descărcarea de gestiune a Autorității Europene de Protecție a Datelor și ați discutat cu șefii acestei autorități europene despre GDPR, spunând atunci că este un eșafodaj, vă citez, un eșafodaj complicat care a dus la costuri mari pentru firme, media, ONG-uri, inegal aplicat și fără niciun responsabil clar la nivel european. Urmează să mai vorbim despre asta, spuneați atunci. Cum vedeți, deci, acest GDPR? Există șanse ca Comisia Europeană să inițieze o modificare substanțială din... Eu cred că Parlamentul European trebuie spus să pună presiune pe Comisia Europeană. GDPR-ul este, să fie clar, nu sunt fan la regulamentul ăsta și mi se pare că este un exemplu în care birocrația europeană scapă de sub control și nu e nimeni care să spună stop. Pentru că exercițiul însuși de... Deci, practic, eu sunt ca membru în Comisia de Control Bugetar, o comisie puternică a Parlamentului European, care analizează toată modul în care se cheltuie banii și cum funcționează instituțiile europene. Am făcut această analiză pe Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor și reacția lor a fost, domnule, în esență ai dreptate, dar nu e la noi. Pentru că este așa o complicăreală acolo între atribuțiile statelor membre și atribuțiile acestei autorități, care de fapt este doar un fel de board care adună reprezentanți ai statelor membre. Deci dacă mă întrebați acum cine este responsabil în Uniunea Europeană pentru GDPR, vă spun că toată lumea și nimeni. Este exact ce nu trebuie să se întâmple. A fost o reglementare, eu cred că este o supra-reglementare în mod evident, care a dus la interpretări aberante, nu numai în România. Țineți minte pe Șerban Nicolae. Da. Da? Un politician și la pensie, în fericire.
cum, ce a făcut Șerban Nicolae, prima chestie pe care a adus-o? Ia să luăm noi să punem pulanul pe ONG-uri și pe partidele de opoziție cu GDPR-ul. Și în dezbaterile eram membru în Parlamentul României. Cătălin Drul, actual ministru al transporturilor, era președintele Comisiei de IT. Și le-am spus, domne, creați posibilitatea ca niște guverne abuzive să interpreteze foarte strict și să efectiv să pună căruci presei. Și ce ziceați cu Comisia Europeană atunci? Noi nu credem că se va întâmpla chestia asta, dar dacă se va întâmpla, o să revenim. Și acum cine revine? Că nu răspunde nimeni. Este exact... eu sunt un mare pasionat de afaceri europene și sunt un mare fan al Uniunii Europene. Dar genul ăsta de decizie în care o birocrație vine cu o chestie după care sună bine, domnule, protecția doar persoanelor, după care nimeni nu răspunde de costuri, de abuzuri, de evaluarea acestei chestii, este exact genul de măsură care aduce, care face pe oameni să se îndoiască de proiectul european. Și, din nou, cred că am avut dreptate. Chiar dacă sunt mai colțos și am enervat niște oameni, acum s-a creat o întreagă industrie de GDPR. Da. Adică sunt deja sute, mii de companii care trăiesc din să învețe pe alții cum să facă GDPR. De ce aveam nevoie de chestia asta? Bun, înțeleg, erau abuzuri. Nu mai bine rezolvam abuzurile punctuale, aplicam legea așa cum era atunci, decât să creăm tot aceste șapotaj. Deci, ăsta este unul dintre regretele că nu mai sunt în Parlamentul European. Raportul pe care l-am făcut eu va fi continuat probabil de colegul meu, Alin Mituță, dar aș fi vrut foarte mult să fiu acolo când se dezbătea în Comisia de Control Bugetar chestia asta și să dăm recomandări sunt ele, dar sunt mai multe, pentru că totuși vorbim de control bugetar, Comisiei Europene, rugăminți, indicații, să vină cu o revizuire a GDPR-ului. Deci Parlamentul European poate să facă o rezoluție. Nu, Parlamentul European poate să nu dea discharge. Anul ăsta trebuie să dea discharge, că recomandarea mea era să dai discharge autorității, pentru că ei sunt niște implementatori, nu poate ei să vină cu asta. Dar dacă se adâncește problema, anii viitori, Parlamentul European poate să refuze discharge-ul pentru autoritatea europeană în condițiile în care se vede că se agravează problema. Deci Parlamentul European are partea de discharge care face puternic pe subiectul ăsta. Și eu ca europarlamentar m-am concentrat pe partea de regulamente, amendamente, discharge, mai puțin pe rezoluții. Păi asta ziceam pe viitor, să vină poate cu o rezoluție și să o trimită la Comisia Europeană să inițieze o modificare de legislație amplă pe GDPR. Poate, mă gândesc. Da, cred că e necesar.